Bun găsit, vă spun, la o nouă emisiune Observatorul Prahovean Live. Alături de mine astăzi este domnul Irinel Augustin Costache, cel care candidează la primăria Vălin de Munte din partea Prahova în Acțiune. Ca și ieri, chiar dacă este o emisiune de promovare, personajul care este invitatul meu astăzi are o poveste de viață mai mult decât interesantă. O să-l rog pe el să ne spună despre ce este vorba. În primul rând, bine v-am găsit! Bine v-am găsit, domnul Mica, vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea de a mă invita astăzi în emisiunea dumneavoastră și mai ales pentru oportunitatea de a mă adresa telespectatorilor și cititorilor dumneavoastră. Perfect. Domnul Costache, dumneavoastră sunteți un personaj cunoscut în zona Vălin de Munte prin acțiunile pe care le-ați derulat în ultimii ani. Trebuie spus că nu sunteți un personaj cu ghilimele inventat peste noapte, brusc v-ați hotărât să candidați la primărie și acum lumea este bombardată cu informații despre dumneavoastră. Cu siguranță comunitatea din care proveniți vă cunoaște cel mai bine, pentru că, așa cum sună și prezentarea acestei emisiuni, noastră ați derulat mai multe proiecte de voluntariat, proiecte civice în Vălenii de Munte prin intermediul unui ONG. Dacă ne puteți spune câte ceva, în primul rând, despre dumneavoastră, mă refer aici la vârstă, stare civilă, înțeleg că sunteți tată a trei fetițe, exact. Să vă bucurați de ele. De la atunci o să vă spun că era să ratez emisiunea de asta, că a născut acum câteva zile, a treia fetiță, a mea. Să fie sănătoasă, să fie sănătoase, ca să zic așa. Le-am luat din spital și dacă se potrivea, Doamne ferește, pentru emisiune, este bine pentru mine. Dacă se potrivea să le iau astăzi... Atât mama cât și fiica este bebelușul, sunt ok. Bun. Excelent. Bun, mă bucur să aud asta. Bun, trei fete la 38 de ani, aveți mult curaj. Recunosc că eu m-am oprit la primul. după primul am spus eu că e suficient. Am înțeles. Dumnezeu știe ce s-a mai întâmplat. Bun, rămâne de văzut, domnul Costache. Întrebare. Formația de bază, să spunem așa. Am zis că era vorba despre o scurtă prezentare. Exact, vă rog. Am 38 de ani. Da, sunt tata trei fete. Ultima fată tocmai ce s-a născut și s-a născut exact de ziua mea. Mi-a făcut un cadou frumos, un cadou mai frumos ca ăsta nu puteam primi. Am o societate cu aproape 40 de angajați și activează în domeniul colectării deșeurilor reciclabile, periculoase și consultanță de mediu. Mi-am desfășurat studiile, am fost în facultatea de la Brașov, la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Sigur, am ceva cursuri prin care am fost certificat în hipnoterapie, în public speaking, pe coaching, de altfel ONG-ul despre care dumneavoastră discutați mai devreme și-a desfășurat foarte mult activitate și pe zona aceasta. Așa, pe scurt, cam asta este... Bun. Dumneavoastră sunteți antreprenor, aveți un business. De ce, în primul rând, de ce ați ales să interveniți în zona asta de ONG? Și mă refer aici inclusiv la, nu doar la acțiuni de ecologizare a unor zone, care înțeleg că arătau jalnic, ci și în a ajuta persoanele defavorizate din comunitate. Îmi spuneați înainte să intrăm în direct că ați ajutat la refacerea numai puțin de 5 locuințe mistuite de flăcări, exact, în urma unor incendii. Ce v-a determinat să faceți chestia asta? Că bănuiesc că nu ați avut un lucru premeditat. Candidez în 2020 și din 2015 mă apuc să fac fapte bune. În general, Domnica, sunt un om de acțiune. Am considerat că dacă Dumnezeu a avut grijă de mine și am avut succes pe plan de business, de ce nu aș da măcar o parte mică din ceea ce eu am realizat și celor de lângă mine? Și fiind un om de acțiune, fiind un om sufletist, în general empatizez cu oamenii și problemele lor. Fiind un om de acțiune, am decis să construiesc acest ONG care a fost construit
încă din anul în care eu eram consilier local la Primăria Orașului Vâlnim de Munte, în perioada aceea, 2012-2016, el a fost în 2015, am pus bazele ONG-ului și mi-am dorit foarte mult să mă implic pe partea asta socială. Am văzut și ceva lipsuri în zona asta și probabil că o să discutăm mai departe și despre asta. Și ar fi recomandat să discutăm despre asta și empatizând cu oamenii și nevoile lor, am ținut foarte mult să construiesc acest ONG care la un moment dat avea undeva între 50 și 100 de voluntari, undeva pe la 70-80 de voluntari. La început oamenii îmi spuneau că sunt un nebun, că cum aș putea eu crede că schimbați ceva? Schimb ceva sau că ori să mi se alăture oameni care să nu fie neapărat plătiți. Că știți și dumneavoastră, corect. În voluntariat oamenii vin fiindcă își doresc. Da. Sau... Dar cum ați reușit să-i convingeți? Pentru că de obicei, din păcate, în multe momente, românul nu este tocmai cel mai săritor cetățean, să spunem așa. Dar cum ați reușit să-i motivați? Fie că vorbim de 50, 70, 100 de persoane, înțeleg că majoritatea tineri, da, să facă altceva decât, dacă ne referim la tineri, nu știu, să meargă în cluburi, să stea pe telefon, să se joace pe PS5, etc. Bine, n-au fost numai tineri. Surpriza este, da, că au fost și oameni în vârstă care s-au ocupat. Media fiind undeva la 40 de ani. Foarte tare. Un voluntar, ceea ce mi s-a părut surprinzător și absolut plăcut. Cred că i-am convins cu puterea exemplului. Eu fiind, și nu o spun cu lipsă de modestie, chiar mă consider un exemplu. Și nu o spun eu, o spun cei cu care lucrez, oamenii care mă cunosc, toți acei oameni care mă cunosc știu că eu sunt un om implicat și ceea ce m-a construit a fost seriozitatea și profesionalismul în tot ceea ce fac. Și cred că a fost puterea exemplului. Ăsta a fost motivul pentru care mi s-au alăturat în proiect atâția oameni. Apoi este și, știți cum e la tinerețe, că mă consider și sunt încă un om tiner și mai ales tânăr, mai ales atunci când am format ONG-ul, eram cu 5 ani mai tânăr. Deci aveați 33 de ani, nu? Aveam 33 de ani, deja mă încadram la tineret atunci, clar. Da. Și aveam avântul ăla, nevoia aia, nebunia aia tinerească de a construi lucrurile și de a le face așa cum este de dorit și cum... Spuneați dumneavoastră că ați fost și consilier local, nu? Am fost și în perioada local, 2012-2016. Deci aveați undeva în jur de 30 de ani în momentul în care v-ați luat mandatul de consilier. Cred că puțini au fost atunci, erau și alte timpuri, puțini tineri au ajuns într-o astfel de funcție. Dar de ce ați ales dumneavoastră, chiar și acum, să vă implicați în zona politico-administrativă? Adică vă era bine, aveți o familie sănătoasă, numeroasă, un business bun, sunteți respectat în comunitate, ce va trebui politică? Din motivele care vi le-am enumerat mai devreme, în primul rând, v-am spus, am trei fete. Ar trebui să fiu un exemplu pentru ele, pentru copiii mei și o spun ca un sfat pentru toți, ar trebui să fim un exemplu. Trebuie să le arătăm că, într-adevăr, în viața asta noi am construit ceva. Altfel, nu știu ce exemplu bun ar putea să ia. Ăsta ar fi un prim motiv. În al doilea rând, eu chiar cred și sunt convins că politica se poate construi și altfel. Ea, în general, a fost construită pe bază de manipulare, pe răspândirea aurii, chiar și între membrii partidelor din orașe și așa mai departe. Eu nu doresc ca orașul ăsta frumos să fie împărțit în PSD-iști, în USR-iști, în PNL-iști și așa mai departe. Nu-mi doresc, vreau egalitate între toți. Asta e ceea ce îmi doresc eu. Cred că nu te poți numi primar atâta timp cât tu separi pe categorii, chiar și educaționale, oamenii. Sunt oameni care au avut parte de educație și sunt oameni care nu au avut parte de educație din diferite motive pe care le-am putea discuta și scrie în cărți. Pare. Dar îmi doresc în primul rând să fiu apropiat de oameni, să fiu transparent. Cred că ar fi cazul să fim transparenți față de cei care ne aleg.
cu cifre, cu exemple, cu modalitatea în care noi, aleși în funcții publice, alegem să construim. Din acest motiv ați ales un partid nou, tânăr, 100% local, Prahova în Acțiune, că bănuiesc că putea să mergeți mai puțin la partidul care dă candidatul la primărie, cel în funcție. Bănuiesc că ați mai avut oferte și de la alte partide, nu doar... Spun sincer, am avut oferte de la toate partidele. În afară de PSD, da, am avut discuții cu toate partidele. De ce nu v-ați dus la un partid mare și ați ales Prahova Națiune? În primul rând, nu mai doresc partide cu nume în viața mea și nu mă mai identific cu ele. Ați avut o experiență anterioară mai puțin fericită, să înțeleg, nu? Am fost în UNPR, am fost în PMP prin așa numita fuziune, da, și am ajuns acolo. Ați fost dezamăgit de politica asta la nivelul unor partide parlamentare? Sunt dezamăgit, nu de foștii mei colegi, Doamne ferește, sunt dezamăgit de modul în care s-a făcut politica până astăzi. De la, din 89, de când, de la Revoluție și până în ziua de astăzi, eu sunt dezamăgit. Dar sunt dezamăgit, dar sunt omul ăla care, din dezamăgire, vrea să construiască și e motivat să construiască. Nu sunt genul ăla de om care să se victimizeze, să se ascundă, să spună că m-am săturat și nu mai merg la alegeri, nu vreau să mă mai implic și așa mai departe. Da. Nu. Sunt modul ăla de om care nu îi place un lucru, se implică direct acolo, sunt un om de acțiune, se implică și vrea să schimbe el lucrurile așa cum consideră că ar fi normal să se întâmple în zilele noastre. Bun. Dumneavoastră candidați la funcția de primar al orașului Vălenii de Munte, un oraș frumos, care ar putea fi și mai frumos, care ar putea fi și mai curat, care ar putea arăta altfel. Motivul pentru care candidați la funcția asta și nu sunteți un nume pe o listă de partid, care ar fi? Ce a făcut diferența? De ce v-ați dorit să candidați fix la funcția de primar? Am uitat să vă răspund la o întrebare importantă legată de ce am ales partidul Prahova Națiune. Corect. Îmi cer scuze pentru asta. În primul rând, cunoșteam un om pe Mihai Apostolache care este la fel un om de acțiune ca mine. Îl cunosc de foarte mult timp și am avut încredere și am încredere în el că partidul ăsta va reprezenta interesele cetățenilor și nu interesele unuia și al altuia și așa mai departe. Așa mi s-a promis și așa o să facem în continuare. Și pentru asta am intrat acolo. În al doilea rând era un proiect nou, un proiect local, un proiect prahovean, un proiect simplu format din oameni noi în general. Și asta m-a atras, m-am săturat să reprezint partide și să fiu un jurat pe stradă pentru ceea ce au făcut alții mai. Sau pentru ce spune vreun șef, un lider politic la televizor, da? Sau o Viorica, un Traian, exact, și așa mai departe. Exact. Am avut experiența cu Gabriel Oprea, nu repere, și apoi am avut experiența cu Traian Băsescu. Da. La Prahova cu Mihai Apostolac e totuși o diferență majoră, ca să zic așa. Bun, corect. De ce funcția de primar? De ce cea mai înaltă funcție în localitatea unde trăiți și, să spunem așa, conviețuiți? În primul rând, mă recomandă ceea ce am făcut până acum în viața asta. Ca om simplu. Sunt un om simplu. Nu sunt cine știe ce. Sunt un om simplu. În primul rând, mă recomandă experiența. În al doilea rând, am călătorit foarte mult. Cred că am vizitat jumătate din lumea asta și mulțumesc lui Dumnezeu că am făcut-o și mi-a dat posibilitatea asta și am avut banii necesari să pot călători. Și am văzut cum sunt privite lucrurile în afară. Și mi-aș dori și chiar cred că este posibil ca orașul Vălenii de Munte să arate ca afară. Chiar cred că e posibil să fii transparent față de cei care te-au ales. Chiar cred că e posibil să se investească cu rost și nu fără rost. Chiar cred că e posibil ca în instituții să existe oameni competenți, nu oameni împinși acolo de unul și de altul. Pile, rude, relații, recomandări de la partid, că tot vorbeam. Am și eu, spitale, și așa mai departe. Chiar cred că lucrurile astea nu vor mai exista. Credeți dumneavoastră că veți avea resursele financiare comparabile cu, să spunem, un oraș din
de aceleași dimensiuni, cu același număr de locuitori sau sensibil egal, cu de afară, din vest, să spunem, să pentru a face această comparație? Să știți că orașul Vâlnii de Munte stă bine la buget. Are un buget sănătos. În afară de asta, ceea ce spuneam că mă recomandă este și experiența pe fonduri europene. Dacă punem, trasăm așa niște linii, facem o comparație, actualul primar, în 8 ani de mandat, nu mai vorbesc de cei care au fost înainte și care sunt din același partid, au atras 0 lei fonduri europene. Eu, într-o firmă micuță, da, cu 40 de angajați și o cifră, că ele sunt publice, puțin peste 1 milion de euro, am reușit să atrag un dosar de 1,5 milioane de euro. Eu, un om simplu, da. De ce n-ar putea și administrația să facă asta? E complicat, pentru că vă spun cum gândește un primar. Știți cum gândește un primar? Păi, trebuie să fiu corect. Trebuie să țin licitația pe bune. Nu pot să-mi ajut eu prietenul de la partid. Mă controlează. Nu pot să dau facturi pe nașpa. Nu pot să semnez procese verbale pe niște lucrări neexecutate, că-i nasol, că aia de la Uniunea Europeană chiar au grijă de banii lor și s-ar putea să ajung la mititica. Păi să știți. Sunt suficiente motivele astea? Eu am văzut la mine câte dosare și hărțogării, până câte hârtii treci. Da, da, să știți că... Și emoții ca să le pui în aplicare. Și există o satisfacție extraordinară că reușești. Dar să știți că și în România există primării, nu știu, Cluj, Napoca, Oradea, da, în Bihor și așa mai departe, care au reușit, Brașovul, care au reușit. Era un film. Nu mai zic, da, exact. Viral pe internet. Da, da, adică se poate, nu? Se poate. Se poate și din punct de vedere al administrației locale. Asta vreau să spun, că se poate și în al doilea rând, îmi doresc foarte mult să semăn dragoste, să semăn în nu știu, un calm în societate. În acum nu prea e? Acolo. E mai cu urlete, mai cu înjurături? Sunt taberele așa împărțite și oamenii sunt, nu toți, nu generalizez, unii sunt atât de învrăjbiți și atât de răi și mi-aș dori tare mult să înțeleagă că a fi contracandidat sau a fi în alt partid nu înseamnă că... E dușmanul tău de moarte. Nu înseamnă că e dușmanul tău de moarte. Trebuie să facem diferența. Eu, omul ăsta, acum el candidează la PSD și eu candidez la Prahova în acțiune. 30 de zile suntem contracandidați. Și este normal, păstrând anumite limite de decență, absolut, a ne referi la familie și așa mai departe, da, să facem lucruri de genul ăsta, păstrând anumite limite de decență și păstrându-ne diplomația, este o luptă între ghilimele, dar nu este o luptă de box. Absolut. Nu suntem într-un concurs la karate. Bun. O critică constructivă. Ce ați schimbat dumneavoastră în administrație? Adică ce proiecte majore de investiții a susține astfel încât Vâlnii de Munte să poată fi comparat într-un timp rezonabil cu orice alt orășel, eu știu, din afară? În primul rând vreau să mențin lucrurile bune care au fost făcute și să le repar pe cele care au fost făcute greșit dintr-un motiv sau altul. Și aici dau un exemplu la canalizare. Orașul Vâlnii de Munte are canalizare de foarte mult timp, dar este nefuncțională și avem foarte mari probleme cu ea. Aș rezolva problema asta. În al doilea rând, aș investi în educație sau în partea socială și mai puțin în construcții la propriu. Cred că nu de alea avem nevoie. Avem nevoie, avem un spital acum care este cu rol de hotel sau eu am numit o gară haltă spre spitalul județean. El nu este cu rol de spital de urgență, este cu rol de hotel. Adică cetățenii care vin, da? Și este direcționat, nu? Și deși s-a investit, este o construcție frumoasă, echipată. Adică sunt condiții. Exact, sunt condiții, numai că ea este resursa umană, nu? Însuflețită. Da, este vorba de resursa umană și cu probleme grave ajung tot la spitalul județean. Credeți dumneavoastră că ați putea capacita să atrageți niște cadre medicale profesioniste astfel încât vălenarii, să le spunem chiar, așa, să fie tratați în spitalul lor? Și am cel mai recent exemplu, am ajuns absolut întâmplător, fără recomandări,
fata mea s-a născut acum la Spitalul Elias în București. Am ajuns acolo, vă rog frumos să mă credeți, accidental în noaptea aceea. Da. Nu m-am dus cu recomandări, nu m-am dus cu pile, nu m-am dus... Pur și simplu s-a întâmplat, pur da? Pur și simplu s-a întâmplat să ajungem acolo, fiindcă la primul spital în care ne dusesem și trebuia să nască, nu aveau locuri. Uh-huh. Și deși spitalul nu este, cum să spun, modernizat, cine știe ce așa mai departe, am văzut acolo o atitudine profesionistă a celor care, a personalului, începând de la poartă, de la portar, de la paznic, eu am rămas uimit, credeți-mă, n-am crezut că pot să întâlnesc. Un spital de stat din România, un da? Un spital de stat despre, în România asta care, este, nu, care nu-i modernizat. Da. Nu arată cine știe ce pe afară sau în urmă când te duci, nu sunt cine știe ce condiții. Dar de la portar și paznic până la asistentă și asistente și medici, atitudinea era absolut pozitivă și cu așa ceva v-ați dorea, așa ceva v-ați dori în spitalul orășenesc? Asta mi-aș dori și eu. Este de lucru la, pe partea de resurse umane și aici chiar cred că sunt potrivit să fac asta. Continuând mai departe cu ceea ce mi-aș dori să schimb, mi-aș dori foarte mult să investesc în sport. Da? Sportul aduce echilibru, sportul dezvoltă frumos tinerii noștri și cred că trebuie să plecăm cu tinerii în educația lor. Vă referiți la sport tinerilor. De masă, adică nu să vă faceți o echipă de fotbal a orașului în care să pompați foarte mulți bani și care să se zbată în Liga 3-a. Mă refer, acum în momentul de față, clubul sportiv orășenesc Vărâmul de Munte nu are secție decât pe fotbal. Secții sportive. Vreau secție sportivă pe not, vreau secție sportivă pe tenis, vreau pe handbal, vreau pe patinaj. Vede că sunteți tânăr, gândiți din perspectiva unui părinte exact, care și-ar dori copiii să crească sănătos. Exact. Oamenii de la Vărâmul de Munte trebuie să știe că au fost axe 8, axe ratate de actuala administrație pe fonduri europene, putea să se construiască un bazin de not, se puteau băga foarte mulți bani, introduce foarte mulți bani europeni în clubul sportiv și îmi doresc să construiesc clubul sportiv așa cum este el, de la A la Z pentru copiii noștri. În al doilea rând, cred că ar trebui să profităm și când spun profităm, o spun la modul frumos de bătrânii noștri, de cei în vârstă. În clubul pensionarilor a fost susținut, fiindcă așa s-a împământenit de numai prin campaniile electorale. Ori eu consider că bătrânii, oamenii în vârstă, sunt primii care trebuie să se implice și să ajute, să-i ajute pe cei tineri. De asta cred din acest motiv cred într-un club al pensionarilor, susținut tot timpul de primăria și de Consiliul Local al orașului Vărâmul de Munte, oameni în vârstă, pensionari care trebuie să se implice și să aibă activități împreună cu cei tineri. Știți ce mă surprinde? Faptul că dumneavoastră acordați, să spunem așa, atenție unui segment de populație preponderent îndreptată din punct de vedere electoral către un alt partid, să spunem, da? Mai de stânga, așa. Nu știu, sunteți sigur că vreți să faceți asta? Adică e clar că nu vă faceți calcule electorale. Sunt un om echilibrat. Sincer, eu nu fac calcule electorale și nu fac tactici. Da. Sunt un om deschis. Spun ceea ce scot pe gură este venit din suflet și într-un mod sincer. Eu nu o fac ca să atrag dreapta sau ca să atrag stânga. Eu nu o fac ca să atrag bătrânii sau să atrag tinerii. Eu nu o fac... Acolo unde consider că se face o nedreptate, o spun sus și tare, chiar dacă sunt conștient că pot pierde acea parte de electorat. Și dacă îmi urmăriți activitatea pe Facebook și ceea ce postez acolo, sau dacă mă cunoașteți pur și simplu pe stradă în momentul în care vorbesc cu oamenii, o să vedeți că sunt un om obiectiv, un tip obiectiv. Și am o grămadă de filmulețe și am o grămadă de conferințe, am susținut conferințe cu peste 1000, undeva între 1000 și 1500 de tineri din Vărâmul de Munte, unde am spus lucrurilor pe nume. Nu încerc să atrag sau să mă strecor ca o șopârlă să văd acolo unde mi este bine. Ceea ce consider eu că e potrivit și e corect pentru mine, dar și ergonomic pentru cei din jurul meu, fac fiindcă așa consider, din suflet. Sunteți în business-ul acesta cu deșeuri reciclabile.
rugămintea personală în momentul în care veți deveni primar să acordați o și dacă veți deveni primar să acordați o importanță deosebită, sincer, mă doare sufletul când văd că în continuare suntem leneși din punctul ăsta de vedere, în continuare nu sortăm selectiv, iar operatorii care își desfășoară activitatea în zona aceasta, mă refer la cei de salubritate și care ar putea, prin intermediul autorităților locale, să facă o colectare selectivă ca la carte și nu doar să bifăm, eu știu, ceva din caietul de sarcini, să-și facă treaba, cel puțin la nivel micro, în Vălin de Munte, că poate așa mai văd și alți primari și urmează exemplu. Îmi doresc foarte mult să schimbăm mentalități pe tema asta. Că tot vorbeam de o țară ca afară, știți? Da, noi am... Haideți să avem și o curățenie ca afară. Eu prin ONG-ul la care mi-am adus aportul clar, am susținut la liceu agromontan din Vărinii de Munte întâlniri pe clase, împărțit pe clase, astfel încât cei mici sau chiar și cei mai mari să poată și înțelege. Și am avut ca temă, acolo au venit undeva la vreo 800 de elevi, am avut în total, împărțiți, bineînțeles, pe 2-3 clase și am avut ca temă educația în colectare selectivă. Și cam cu ce se mănâncă asta pe românește. Și mă bucur și mulțumesc foarte mult profesorilor de acolo și elevilor, fiindcă au avut deschiderea asta. Afară se investesc foarte mulți bani în educația celor mici pe tema asta. Da, cred că cu educație, dar și cu o politică, și cu o politică locală, pentru că în momentul în care eu colectez selectiv, da, și văd că în aceeași mașină de gunoi se aruncă toate, da, care mașină vine odată la 2 săptămâni, timp în care tot ce înseamnă spațiul de depozitare este mai mult decât plin, ți se cam ia așa și ecologia asta. Unică, în legea administrației există legi făcute special și care obligă UAT-urile administrațiile locale să pună în aplicare niște lucruri. Da. Gen, și dau un singur exemplu, trebuie să formeze, sunt obligați să formeze centre de colectare a deșeurilor, deșeurilor din construcții, saltele, mobilă, cam tot ce scoate omul din casă când își renovează casa și așa mai departe. Nu cred că există în Prahova așa ceva, vreo nu primărie care să amenajeze așa ceva. Din cunoștințele mele nu există nicio primărie pusă în aplicare treaba asta. Da, ajungem la final de emisiunea, trecut 30 de minute. Nu știu, un mesaj ce le transmiteți celor pe care îi așteptați pe 27 septembrie? Să vă acorde încrederea? Am spus următorul mesaj. Au avut șansa lor, pe lângă cei 8 ani de zile de mandat din 2012 este actualul primar, au fost și cei dinainte, tot din același partid. Deci au avut 30 de ani, vorbind numai de la Revoluție încoace, să ne demonstreze că orașul poate arăta bine, arăta într-un mod european. Le spun să meargă cu sufletul și să schimbe, să ofere șansa și altcuiva să demonstreze, fiindcă nu au nimic de pierdut. Da. Domnule Costache, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune, vă doresc succes și poate ne vom revedea și cu un alt prilej. Cu dumneavoastră mă revăd cel mai probabil săptămâna viitoare. Până atunci vă doresc o săptămână productivă. Numai bine!